Cartea este presărată cu principii extraordinare care le putem lua în viața noastră de zi cu zi. Azi avem un următor principiu înaintea noastră, că aș vrea să-l citim cu voce tare împreună. Promisiunile făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba noastră. Promisiune făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba noastră. Dacă deschideți cu mine în capitolul 9 din Iosua, capitolul începe așa. La uzul acestor lucruri, deja se îngrămădiseră o mulțime de lucruri pe retina în mintea cananiților. De pildă, în capitolul 5, imediat după trecerea de Iordanului, când au auzit toți împărații amoriților de la apusul Iordanului și toți împărații cananiților de lângă mare, că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel, până când au trecut, li s-a tăiat inima și au rămas îngroziți înaintea copiilor lui Israel. Acum, la această primă minune se adaugă o mulțime de altele. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în mintea lor când au căzut zidurile Ierihonului. Erau două rânduri de ziduri, 2 metri primul rând, numai lățimea zidurilor, 4 metri lățimea zidurilor interioare ale Ierihonului, care s-au prăbușit la sunetul unei trâmbițe înaintea chivotului Domnului. Apoi cetatea aia a fost spulberată și spre groaza lor au văzut o procesiune ciudată. Nu uitați, erau oameni religioși, credeau în Dumnezeii lor. Când au văzut chivotul legământului, preoți îmbrăcați în sărbătoare, mărșăluind cu tot poporul până în țară, pe muntele Bar și Garizim, nu știau ce se întâmplă. Dar în fața Domnului, Dumnezeului lui Israel, au rămas îngroziți. La uzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincolo de Iordan, în munte și în vale și pe toată coasta Mării Celei Mari, până la Liban, hetiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și ebusiții, s-au unit împreună, într-o înțelegere, ca să lupte împotriva copiilor lui Iosua și împotriva lui Israel. Ca să aveți imaginea acestei coaliții, a forței adunate împotriva lui Iosua, a sărit în capitolul 11, versetul 4. Au ieșit ei și toate oștile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care de fier, în foarte mare număr. Omenește vorbind, oastea de sculță a lui Iosua n-avea foarte mari șanse, poate nicio șansă, vorbind omenește. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, v-aș duce înapoi în momentul în care pierd bătălia din fața soldaților de la Ai, ei trebuie să fugă de intea lor și pierd 36 de oameni. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale. Este vorba de Iosua și de copiii lui Israel. Iosua și-a sfâșiat hainele și s-a aruncat cu fața la pământ până seara înaintea chivotului Domnului. Și el și bătrânii lui Israel și-au presărat capul cu țărână. Iosua a zis: Ah, Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut poporul acesta Iordanul ca să te dai în mâna amoriților și să ne prăpădești? De-am fi știut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului. Dar, Doamne, ce voi zice după ce Israel a dat dosul înaintea vrășmașilor lui? Cananiții și locuitorii țării vor afla, ne vor înconjura și ne vor șterge numele de pe pământ. Și ce vei face tu numelui tău cel mare? Omenește vorbind, și Iosua și poporul știa că n-au absolut nicio șansă. La uzul acestor lucruri, la care s-au adăugat toate celelalte, toți împărații de dincolo de Iordan s-au unit împreună într-o coaliție, într-o înțelegere, ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Cum Scriptura spune că inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului. Domnul îndreaptă inima împăratului încotro vrea. Nu cred că dacă Dumnezeu ține cont de fiecare fir de păr din capul nostru, niciunul nu cade fără știrea Lui, că El era în neștiință de șiretenile și de vicleșugul gabaoniților. Nu știu dacă Dumnezeu împinge pe cineva la minciună sau la înșelătorie, dar cel puțin Dumnezeu controlează întreaga realitate, este deasupra întregii realități. Versetul următor, versetul 3, continuă așa. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, deci pe de o parte erau toți împărații care au organizat o coaliție militară împotriva lui Iosua.
Dar între ei erau trei cetăți care au zis, nu, noi nu mergem cu planurile majorității. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor, niște burdufuri vechi pentru vin rupte și cârpite, iar în picioare și-au luat încălțăminte veche și cârpite. S-au îmbrăcat cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua, în tabăra de la Gilgal, și i-au zis lui și tuturor celorlalți, celor din Israel: noi venim dintr-o țară depărtată. Acum, deci, faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se despre el și tot ce a făcut el în Egipt și ce a făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii țării ne-au zis: luați cu voi niște merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci, faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat ca să venim la voi. Și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi. Hainele pe care le-am îmbrăcat noi s-au învechit de lungimea drumului pe care trebuie să-l facem. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei, a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viața, și căpetenii adunării au jurat lucrul acesta. Copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefir, Berot și Kiriat Iarim. Dar nu i-au bătut, pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa în viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenii le-au zis celor din adunare: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Iosua i-a chemat și le-a zis, le-a vorbit astfel: pentru ce ne-ați înșelat, zicând, suntem foarte departe de voi când voi locuiți în mijlocul nostru? Ei au răspuns lui Iosua și au zis: robii tăi au auzit vorbindu-se de Domnul Dumnezeul tău, ce a vorbit Domnul Dumnezeul tău robului său Moise, că ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum, iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Și acum, iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Mie mi s-a ridicat o întrebare: ce este bine și drept să faci când ai făcut un legământ, un jurământ în numele Domnului Dumnezeului cerului și al pământului? Chiar dacă jurământul este în paguba ta, ce este bine și drept să faci într-o astfel de situație? Versetul 26. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel care nu i-au omorât.
E o istorioară și copiii se bucură de ea când o citești, mai ales dacă ai o imaginație să îi vezi îmbrăcați în haine ponosite, cu păpuci rupți, cu burtufuri de vin din care curge puținul pe care îl pui, cu niște măgari obosiți și slabi și ticluind o minciună fără să li se miște pielea pe față. Dar care este esența istorioarei? În primul rând, Iosua, cu bună credință, face un legământ cu ei în care implică numele Domnului. Asta este primul adevăr. Iosua, cu bună credință, deci ia pe cuvânt, ei nu știau ce sminciunile probabil, adică știau și ei, dar i-au luat neîntrebând pe Domnul și el încheie un legământ cu ei. În al doilea rând, deși este înșelat în așteptări, de ce ne-ați mințit? El nu rupe legământul. Nu rupe legământul. În al treilea rând, legământul este respectat ca să cinstească numele lui Dumnezeu. Observați, legământul este făcut între Israel și Gabaoniți, practic pe orizontală. Dar din pricina faptului că au implicat numele Domnului, când Iosua se pomenește în fața lui, înșelat în așteptările lui, el nu mai poate judeca pe orizontală. El trebuie să ia decizii pe verticala pe care a implicat-o în legământul lui. Cu alte cuvinte, legământul este respectat ca să nu ne cinstească numele Domnului, să nu ia în deșert numele Domnului. În al patrulea rând, dacă citiți istorioara, Dumnezeu privește toată povestea, că El nu-i străin de toate lucrurile și așteaptă să vadă ce va face Iosua, ce va face poporul. Când Dumnezeu vede că ei cinstesc numele Domnului în paguba lor, Dumnezeu intervine, răscumpără greșeala lor și o transformă înspre binele lor. Pentru că Dumnezeu este același cu Dumnezeul lui Pavel, care a zis, de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Ori a-L iubi pe Dumnezeu într-o astfel de situație înseamnă a nu-i lua în deșert numele Lui. Când l-ai implicat pe Dumnezeu într-o decizie a ta, de acolo încolo, tu nu mai poți judeca pe orizontală, indiferent care e paguba ta, ci trebuie să te raportezi la Dumnezeul în numele căruia ai făcut legământul sau promisiunea respectivă. Deci promisiunile făcute în numele Domnului trebuie onorate chiar și în paguba ta, chiar și în paguba mea. Luni seara veneam de la studiu și în mașina în care ne aflam, o voce spune, din păcate, în ziua de astăzi, cuvântul multor creștini nu mai valorează 2 bani. Dragii mei, cum umblu mult, în țară și în străinătate, în foarte multe comunități, mă apucă groaza să aud de ce sunt în stare creștinii. Promisiuni pe care le fac și pe care nu le țin, pe care le calcă cu nonșalanță, ca și cum n-ar avea nicio valoare, ca și cum vin mâine. Și mâine acela devine anul viitor. Și nimeni nici măcar, bine și așa, ce... Asta e lumea în care trăim. Întrebarea mea este, nu sunt oare și eu printre ei? Printre cei care nu mai au cuvânt, care daul lor nu mai valorează absolut nimica? E adevărat că suntem într-un hățiș, într-un păienjeniș de relații. Nu pot face eu pentru că l-a făcut altul pentru mine. Dragii mei, a fi creștin înseamnă ca daul tău să fie da în paguba ta. În paguba ta. Unul din atributele lui Dumnezeu este credincioșia. Credincioșia față de sine, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar și credincioșia în promisiunile Lui față de noi. Niște viermi, țărână. Un păgân, un văzător, pe nume Balaam, când este chemat să blasteme pe Israel, rostește niște cuvinte incredibile la adresa acestui Dumnezeu. El spune în Numeri 23:19, Dumnezeu nu e un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău, ce a spus oare nu va face, ce a făgăduit oare nu va împlini. Dragii mei, noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Când ni s-a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, noi am primit un mandat să umplem pământul cu acest chip al lui Dumnezeu în care una dintre trăsăturile lui esențială este credincioșia. Daul lui este da, nu lui este nu. E adevărat, a intervenit căderea.
Păcatul ne-a terferit într-un fel și a făcut să fim ceea ce suntem astăzi. Suntem baptiști, suntem penticostali, suntem ortodoxi. Toată țara asta este creștină. Dragii mei, minciuna stă cu regele la masă. Și asta e cam de multișor poveste. De când sunt regi, de când minciuna este... Ce să faci? Asta e lumea în care trăim. Nu pot spune vina pe păcat, mai ales tu și cu mine, care numim creștin, urmașa lui Hristos. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, ne-a răscumpărat din mocirile astea păcatului și începe să lucreze, să modeleze în noi chipul lui Hristos, chipul lui Dumnezeu. Și de aceea această trăsătură de caracter al lui Dumnezeu, credincioșia, ar trebui să ne caracterizeze pe toată paleta relațiilor noastre. Începând cu relația noastră cu Dumnezeu și pe asta am început să o luăm cu ușurință. Azi spunem una, mâine facem alta, în relația cu Dumnezeu, în relația cu partenerul de viață, în relația cu frații din biserică, indiferent că ești templar sau faianțar sau medic sau ce ești, dacă ai făcut o promisiune, ține-o în paguba ta. Și în relațiile cu societatea în care trăim. Dragii mei, dacă noi nu suntem altfel decât ei, am vorbit de medici, au bani puțini. Dragii mei, dacă te-ai făcut medic, nu te-ai făcut pentru banii pe care îi primești? Dumnezeu ți-a promis că îți dă mâncarea și îmbrăcămintea, ci te-ai făcut medic să-L cinstești pe Dumnezeu, onorând coroana creațiunii Lui. Cum știi mai bine? Cum știi mai bine? Există în viața noastră jurăminte explicite și implicite în care implicăm numele Domnului. Și o promisiune făcută în numele Domnului nu poate fi călcată. Trebuie să o ții chiar și în paguba ta. Dați-mi voie să vă aduc două exemple dintre cele explicite. În primul rând este daul pe care îl spun mirelui meu ceresc. Când intru în apa botezului, eu practic public declar că am acceptat cererea mirelui ceresc și am intrat într-o relație de logodnă cu el, așteptând cu înfrigurare, Maranata, Lidia, da? Așteptând cu înfrigurare venirea mirelui și începerea nunții mielului. Un alt legământ pe care îl faci aici la altar este legământul cu partenerul tău de viață. Dragii mei, nu-i cazul să vii la biserică. Poți să rezolvi lucrurile la sfat. Primarul vine și îți face crucea, îți dă hârtia și ești bine. N-are rost să împlici numele Domnului dacă ai de gând să calci în picioare legământul Lui, să iei în deșert numele Lui. Dar există și promisiuni sau legăminte implicite. Spuneam, noi suntem creștini, creați după chipul lui Dumnezeu, răscumpărați prin sângele scump al Fiului Său. Noi suntem reprezentanți, purtători acestui chip și Scriptura ne spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, spuneți-mi, care din daurile mele în lumea aceasta și în viața aceasta implică sau nu implică numele Domnului? Dacă ești în biserică, trebuie să fii cu minte, dar în societate poți fura și poți minți ca ceilalți. Nu o poți face. Din pricina faptului că ai intrat în legământ cu Dumnezeu și te-ai obligat să-L reprezinți pe El, să fii preotul Lui în societatea în care trăim. Nu să-L luăm pe toate astăzi, lăsăm și pe data viitoare dintre ele, dar aș începe cu cel mai important lucru. Dacă eu îmi bat joc de legământul meu cu Dumnezeu, dragii mei, nu mă poate opri nimeni și nimic ca să-mi bat joc de toate daurile mele în viață. Nu contează că e vorba de soția mea sau soțul meu, de copiii mei, de afacerile mele, de partenerii mei. Nu contează pe ce palier. De aici pleacă toate lucrurile. Cât de serios iau relația mea cu Dumnezeu, atât de serios voi lua toate celelalte relații în viața mea. Lăsați-mi voie în dimineața aceasta să vorbesc despre legământul botezului. Dar poate că botezul pentru tine sună ca și un fel de ritual cu nu știu câtă semnificație și de aceea aș înlocui cuvântul cu legământul logodnei mele cu mirele ceresc. Când vorbesc despre o căsătorie, lucrurile par un pic mai serioase decât o muiere și o ridicare din apă. Dar ritualul acesta al botezului are o semnificație extrem de profundă. Când candidatul intră în apa botezului, eu îi pun de obicei o întrebare. Crezi că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu? Și el răspunde. Ce răspunde Călin?
Da, cred. Acum, întrebarea este legată de un lucru serios în Scriptură. Noi dorim să avem viață în numele Lui. Domnul Iisus a venit să ne aducă viață din belșug. Și Ioan își termină așa Evanghelia. Toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Când eu cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, m-am cuplat la sursa vieții. Dar viața nu e în mine, viața este în El. Cu alte cuvinte, fără să-L implic pe El, eu n-am nimica. Doar prin moartea și învierea Lui am tot ce am ca și creștin. Când El a spus, da, cred, urmează o altă frază. Te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dragii mei, asta nu este o formulă de botez pe care o rostești și care nu are valoare, ci este o cufundare, o unire cu realitatea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, care va continua de aici întreaga viață de creștin. În logica și în teologia lui Pavel, a crede și a te boteza este unul și același lucru. Așa cum eu am duh și trup, credința mea nu o vede nimeni, nici eu nu știu cum să o pipăi, dar ascultarea credinței mele, botezul, practic, aduce în realitate, învederează credința mea. Credința mă leagă de Hristos capul, de jertfa Lui și de învierea Lui. Botezul mă leagă de Hristos trupul. Și, dragii mei, mântuirea mea se desăvârșește. Mântuirea mea este un proces în care marele preot, după rânduiala lui Melchisedec, mijlocește pentru mine pururea, ca să desăvârșească mântuirea mea, dar o face în mijlocul adunării. Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Spre folosul celuilalt. Cred și mă botez ca să mă lipesc de Domnul și în felul acesta toată lucrarea Lui să devină pentru mine, să mi se ofere mie. Cred și mă botez ca să mă identific cu moartea Lui și cu învierea Lui. Scoateți-L pe Dumnezeu și numele Lui din tot acest proces și rămâne un ritual gol și nesemnificativ care-i păcat să-L faci. Te minți pe tine și minți pe alții. Dragii mei, nu se poate să te încreștinezi și să nu implici numele Lui Dumnezeu în legământul pe care îl faci. Dar odată ce ai implicat numele Lui Dumnezeu, nu mai poți lua în deșert numele Domnului. Eu stau de vorbă cu mulți oameni și văd tot felul de oameni încercând să vină la Hristos. Și gândesc cam așa. Doamne, am ajuns unde n-aș fi vrut să ajung. Sunt la oncologie. Tremură totul în mine. Dacă mă vindeci, dacă mă scap de aici, mă pocăiesc. Îți promit. Mă pocăiesc. Doamne, dacă mă ajut să iau examenul acesta. Doamne, dacă îmi dai slujba asta, că uite cum se bat rechinii pentru ea. Doamne, dacă... Dragii mei, eu nu mă botez ca să n-am boli în trup, nu mă botez ca să meargă afacerile bine, nu mă botez să am copii sănătoși, mă botez pentru că am nevoie de Hristos, implic numele Lui, pentru că fără El n-am absolut nimica. N-am naștere din nou, n-am nădejdea vieții viitoare. N-am. Observați, nu poți să te încreștinezi, nu poți să scrii numele în cartea asta, să zici, vreau și eu să intru în legământ, fără să implici numele lui Dumnezeu. Dar odată ce ai implicat numele lui Dumnezeu, ai intrat într-un legământ pe care trebuie să-l ții cu prețul vieții. Cu prețul vieții. Am intrat într-un legământ cu Domnul. Oare s-ar putea să fiu înșelat în așteptări? Repet întrebarea. Am intrat într-un legământ cu Domnul. Mi-am scris numele, am trecut prin apa botezului, m-am bucurat. Oare s-ar putea întâmpla să fiu înșelat în așteptări? E adevărat, Domnul nu este gabauniții ca să mintă. Niciun fiu al omului ca să-i pare rău. Întrebarea este, depinde ce fel de așteptări am. V-aș aduce un om înaintea voastră. Niciunul nu ne putem compara cu el. Dumnezeu vorbește cu Satana, zice, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni neprihănit ca el pe pământ. Dacă până și Dumnezeu se bucură de el, trebuie să fie ceva de capul lui Iov, nu-i așa? În prima zi, îi se fac praf afacerile, căline, toate.
A doua zi îi mor 10 copii deodată. Nu, 10. 10 coșciuge. A treia zi, o boală urâtă vine peste el. El care, toată lumea se pleca înaintea lui, când rosteai numele lui, copiii tăceau, bătrânii cetății amuțeau în prezența lui, stă pe un măldar de gunoi și se scarpină cu un ciob și prietenul lui filozofiază în jurul lui. Cerul tace. Dragii mei, dacă ar fi putut arunca cu țărână în Dumnezeu, ar fi făcut-o eu. Urlă, caută, cere. Unde ești, Doamne? De ce mi se întâmplă aceste lucruri? Îmi pun o întrebare în dreptul lui și în dreptul meu. Oare este Dumnezeu dator să-mi dea explicații pentru ceea ce îngăduie să vină în viața mea? M-aș bucura să mi le dea. M-aș bucura să-mi răspundă. Dar dacă aș trece prin sală, nu 10, nu 20 sunt prezenți aici, cărora Dumnezeu nu le-a dat explicații pentru lucrurile care vin peste viața lor, indiferent pe ce plan. Totuși, El nu-mi promite nimica? Ba da. În Roman, capitolul 8, Pavel ne spune că până acum, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, deci cei care am intrat în legământ cu Dumnezeu. Suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Pe de o parte, spune Pavel, în veacul acesta, în viața aceasta, chiar și în relația cu Dumnezeu, există suferință și durere. Pe de altă parte, însă știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dragii mei, aici e prima noastră problemă. S-ar putea să fii înșelat în așteptările tale când intri în legământ cu Dumnezeu? Depinde de așteptările tale. Binele pe care Dumnezeu l-a gândit pentru tine, la care te-a invitat în legământ cu El, este să te facă asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Ăsta este pașaportul meu, pașaportul tău pentru ceruri. Dragii mei, asta a gândit Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Pentru asta l-a trimis pe Fiul Său. Acesta este binele pentru care El organizează până și greșelile mele să lucreze împreună spre binele meu atâta vreme cât nu iau un deșert numele Lui, cât cinstesc numele Lui, dacă L-am implicat în acest legământ și nu se poate să nu îl implic. Deci ce vom zice, întreabă Pavel, noi în fața tuturor acestor lucruri, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dragii mei, mulți dintre noi avem impresia că dacă un astfel de Dumnezeu este pentru noi, trebuie să ne meargă bine. Bine în sensul lumii. Să am sănătate în trup, să am copii sănătoși, să am bogăție, să iau examenele cu 10, să fiu cap și nu coadă. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Nu toate lucrurile care le aștept eu, ci toate lucrurile care sunt spre binele pe care El mi l-a planificat încă înainte de întemeierea lumii. Și Pavel continuă. Cine va ridica pâră împotriva reșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea și nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Spuneți-mi, privind la viața lui Pavel, eu voi prea departe de noi. Pavel pare un contemporan cu noi, da? Este în era noastră. Ar fi putut spune Pavel, Doamne, de ce mi-ai înșelat așteptările?
Când am întâlnit cu tine pe drumul Damascului și te-am văzut în toată măreția și lumina ta, am crezut că tu ești Dumnezeul care faci minuni. Pavel nu teoretizează. S-ar putea să fie necazuri, s-ar putea să fie strâmtorare. El vorbește despre propria lui viață, dragii mei. Cine ne va despărți? Ce mă va face să calc legământul pe care l-am făcut jurând pe numele lui Dumnezeu, implicând numele lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia, faptul că din pricina ta suntem dați morții în toată ziua și suntem ca niște oi de tăiat? Ca să nu aveți impresia că el vorbește doar teorii, posibilități, aș citi un text din viața lui și despre viața lui. O rostește cu vorba, cu cuvintele lui. 2 Corinteni, capitolul 11. Comparându-se cu slujitorii aceia, cu apostolii mincinoși, el zice: sunt ei slujitori al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În ostenel și mai mult. În temniță și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine și o zi și noapte am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete adesea, în pustie adesea, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Avea Pavel motive să spună: Doamne, de ce m-ai înșelat în așteptările mele? Dragii mei, nu asta e întrebarea mea. Întrebarea mea este, în ciuda acestor realități pe care nu mi le doresc nici mie, nici dumneavoastră, în ciuda acestor realități, de ce anume n-a pus Pavel lucrurile jos? Să zică, nu adă-o încolo. Mă întorc înapoi un pic la Iosua. Au jurat. Trebuie să-i lăsăm în viață, îi putem să taie lemne, să scoată apa. Apă sunt robii noștri, dar nu trece foarte mult timp și primesc un telefon, cei din Gilgal. Veniți, ajutați-ne! Au venit împotriva noastră 5 împărați. Eu să fost în locul lui Iosua, aș fi zis: Doamne ajută! Dumnezeu în dreptatea Lui rezolvă nedreptatea pe care am făcut-o noi în neștiința noastră. Dragii mei, nu doar că nu face lucrul acesta, își iau soldații, o noapte întreagă mărșăluiește, cade peste cei 5 împărați și îi bate. Vă duc sute de ani mai târziu, Saul, primul împărat al lui Israel, și-a zis: ce n-a făcut Iosua, am să termin eu. Și merge împotriva gabaoniților și măcelărește. Dumnezeu, în mânia lui, vine și aduce o foamete cumplită peste țară. Mai târziu David, în mijlocul foametei, vine la Dumnezeu și zice: Doamne, spune-mi cine, ce a păcătuit? Și Dumnezeu îi spune: Saul, care a măcelărit pe gabaoniți. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a bifat legământul făcut cu sute de ani în urmă și sute de ani mai târziu își nimicește propriul popor din pricina călcării acestui legământ. Spuneți-mi, ce l-a făcut pe Pavel să nu trântească toate lucrurile de pământ și ca Dima pentru dragoste din lumea aceasta să mă părăsească, spune el, să ducă în lume, înapoi la porci. Înapoi de unde am venit. Era mai bine fără Dumnezeu. Puteam fura minții fără să mă mustre conștiința. Puteam curvi și îmi puteam vedea de viața mea fără să am atâtea probleme și pe frații mei în jurul meu ca să mă judece și să mă treagă la răspundere. Aș putea răspunde cu un cuvânt și multora vă crește inima când îl auziți. Ce l-a ajutat pe Pavel să țină legământul? Harul lui Dumnezeu. Amin, Lidia? Harul lui Dumnezeu. Doar că noi sub eticheta aceasta Harul lui Dumnezeu, și vreau să vă spun, fără el n-am avea absolut nimic. Absolut nimica.
Noi avem impresia că atunci când Harul lui Dumnezeu lucrează, noi putem trăi muiesti spozmajii. Da? Eu cred că Iosua a învățat câteva lecții până la ora asta. Unu, promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi separate de așteptările lui. Iosua, scoală-te, îmbărbătează-te, treci Iordanul. Iosua trebuia să facă lucrul acesta. Un alt adevăr pe care l-am învățat este că Dumnezeu va lupta de partea noastră câtă vreme suntem de partea Lui. Dacă ai impresia că poți fi și Acan și să-L ai și pe Dumnezeu de partea ta, te înșeli. Și tu și cei din jurul tău. Da? Sunt adevăruri pe care Dumnezeu le pune în Scriptură înaintea noastră. Și Pavel a știut că lucrurile nu s-au schimbat nici în vremea lui. Ascultați-l pe bătrânul Pavel în pușcăria din Roma, așteptându-și sfârșitul. Capul i-a căzut exact ca și capul Ioan Botezătorul, dar el nu s-a lăsat de Hristos. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. Aș putea adăuga prin Harul lui Dumnezeu. Dar prin Harul lui Dumnezeu, eu, Pavel, mi-am luptat lupta cea bună. Eu, Pavel, mi-am isprăvit alergarea. Eu, Pavel, am păzit credința. De aceea mă așteaptă, sau de acum mă așteaptă, cu una neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel spune în roman, suferințele din viacul acesta nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Dacă ți-ai pironit ochii pe promisiunile lui Dumnezeu, și noi am vorbit despre ce înseamnă credința când am studiat capitolul 11 din Evrei. Dragii mei, da, sunt nevăzute, sunt nădăjduite, dar sunt reale și sunt pecetluite cu jertfa Fiului Său și cu învierea Lui din morți. Și de aceea când iubești venirea Lui și crezi în promisiunile Lui, în faptul că El nu este un om ca să mintă niciun fiul omului, ca să-i pare rău, îți împlinești făgăduința făcută chiar dacă ai fi așteptat altceva de la viața creștină. Daul pe care Pavel l-a spus lui Hristos, mirelui său ceresc, avea valoare în ochii lui. A fost un lucru sfânt pentru el. Și de aceea nici necazul, nici strâmtorarea, nici foametea, nici lipsa de îmbrăcăminte nu l-a putut îndupleca să spună, na, m-am săturat, Doamne, nu-mi trebuie relația asta. Nu mai pot purta. O pun jos. Nu. Nu. Dați-mi voie să mă uit în proprii mei ochi în oglindă și fiecare să facem la fel. Oare așa am pornit pe urmele Domnului Iisus? Sau am făcut cu El un târg? Și am zis, dacă Tu ești Dumnezeul de care îmi vorbește Biblia și ești adevărat, atunci am câteva așteptări de la Tine. Am o veste proastă pentru tine, dar nu pot să o schimb. Dumnezeu nu este obligat să-mi dea socoteală de lucrurile pe care mi le lasă în viață. Dacă o rog și îmi răspunde, slăvit să-i fie numele. Dar dacă nu, El tot Dumnezeu rămâne. Lucrurile se întâmplă deasupra capului meu și de foarte multe ori ca Iov, nu le înțeleg. Sunt dimensiuni, dragii mei, care Dumnezeu nu le-a legat de nasul nostru. Dacă vii la El, ai un punct fix care nu se mișcă. Este crucea de pe Calvar. Este învierea a treia zi din morți. Este coborârea lui Dumnezeu să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr. Sunt atâtea promisiuni, atâtea dovezi ale credincioșiei pe care le vezi în fiecare zi dacă ai ochi pentru ele. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, în sușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Este legământul încheiat cu El ceva sfânt pentru mine, pe care nu l-aș călca nici cu prețul vieții? Ajută, Doamne! Dragii mei, trăim prin har. Și harul Lui ne este dat ca să trăim prin ascultare.
Oare de ce cel înviat din morți, care avea toată puterea în cer și pe pământ, se uită la biserica din Smirna, o biserică mică, prigonită, temniță, închisoare, moarte, și încheie așa: fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Dacă ar fi să mă opresc și să evaluez felul în care am pornit, poate că am fost neștiutor, de bună credință, neînțelept, neinformat. Eu aveam vreo 21 de ani când am luat această hotărâre. N-am luat-o ușor. Știu că m-am zbătut o lună de zile. Aș fi dat orice să scap din cleștele acestea, să scot pe Dumnezeu din mintea mea, să-mi pot vedea de viața mea împreună cu prietenii mei. Dumnezeu m-a ținut și mulțumesc din toată inima până în dimineața în care am capitulat lângă stâlpul ăla de acolo. Dar întrebarea este: cât valorează pentru mine daul pe care l-am spus? Nu m-a obligat nimeni. De bună voie nesilit de nimeni m-am ridicat în picioare. De bună voie nesilit de nimeni am intrat în apa botezului. Cât valorează pentru mine daul acesta în care am implicat numele Domnului? N-aș vrea să închei fără să pornesc și duminica viitoare. O scurtă introducere, pentru că n-am terminat lucrurile. Sunt alte legăminte în care numele Domnului este implicat. Noi am vorbit astăzi doar despre credincioșia mea față de mirele ceresc. Dar dați-mi voie să cobor din paranteza asta mare în paranteza mică în care e vorba de credincioșia față de soția mea, față de soția ta, soțul meu, față de partenerul meu de viață. Nimeni nu poate nega că se mulțește divorțul în familiile creștine. Nu numai că sunt mai multe decât în vremea părinților noștri, ci acum facem pasul acesta realmente fără să ne jenăm, să ne rușinăm de alții. Dimpotrivă, avem teologiile noastre. Începem să alcătuim cluburi în care să ne justificăm deciziile și să ne vedem de drumul nostru. Nu ne interesează ce zice Scriptura și ceilalți. Întrebarea mea este: de ce e așa? Dragii mei, primul meu răspuns este că cam așa m-am raportat și la relația mea cu Dumnezeu. Cam așa am spus daul și lui Hristos, cum a spus și nevestei mele sau miresei mele. Și dacă aceasta este relația mea cu Dumnezeu, ea nu poate fi altfel, nici orizontală. Nu cumva pentru că ne-am obișnuit să luăm în deșert numele Domnului. Să avem impresia că nu are niciun fel de consecințe lucrul acesta. Nu contează ce am zis alaltă ieri. Astăzi așa stau lucrurile cum stau. Copiii lui Israel, spune textul nostru, au plecat și a treia zi au ajuns în cetățile gabauniților. S-au uitat la ei și i-au zis: de ce ne-ați înșelat? Dar nu i-au bătut, pentru că copiii sau fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpetenii l-au zis întregii adunări: l-am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Cu alte cuvinte, nu putem divorța, nu putem rupe legământul. Iată ce le vom face. Îi vom lăsa în viață ca să ne aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care l-am făcut. Una din cele 10 porunci sună așa: să nu iei în deșert numele Domnului. Dragii mei, scribii evrei care transcriau scripturile, când ajungeau într-un pasaj la numele Domnului, puneau tocul jos, se duceau și spălau mâinile, și după ce spălau mâinile, reluau tocul și cu frică și cu tremur scriau numele Domnului și mergeau mai departe. Uneori l-au înlocuit ca să nu rostească tetragrama. L-au înlocuit. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Dar ascultați ce urmează, căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
Ce au zis căpetenii lui Israel? Nu ne atingem de ei ca să nu vină mânia lui Dumnezeu pentru noi, pentru că am jurat pe numele Domnului. Spuneți-mi, mai credem noi în consecințele cărcării legământului făcut la altar? Și pe vremea Domnului Iisus erau două școli. Era școala lui Hilel, liberalul, și școala lui Shamai, conservatorul. Hilel a zis, dacă nevastă-ta ți arde laptele pe foc, ți-l afumă, dă o carte de despărțire. Dacă s-a îngrășat și nu vrea să intre într-o cură de slăbire, dă o carte de despărțire. Dacă are gură prea mare și te-ai săturat de ea, dă o carte de despărțire. Dacă te-ai certat cu ea la piață și n-ai o foaie de hârtie pe care să-i scrii carte de despărțire și tocmai ați cumpărat un bou, scrie-o pe cornul boului, mai este că trebuie să-i dai și boul. Da, dă o carte de despărțire. Dacă cumva doarme și tu fier tot, nu-i o pune sub perde, că nu-i valabilă, dar scrie-o frumușel și te duci lângă ea. Și când se trezește, o pui în mână repede și e valabilă cartea de despărțire. Toate astea sunt în Mișna, dragii mei, scrisă de rabini evrei care au comentat legea lui Moise pe față și pe dos. Da? Pe față și pe dos. Mai credem noi în consecințele necinstirii al lor în deșert, a numelui Domnului? Mai credem noi în valoarea cuvintelor spuse la altar? Știți, dragii mei, ce se întâmplă? Să terminăm repede și cu ritualurile astea. Așa se poartă în cultura noastră. Dar eu văd foarte bine pe tinerii care iau în serios lucrul acesta și tinerii care abia așteaptă să scape de el. Aș încheia în pregătirea dumnecii viitoare cu un text din Eclesiastul. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu și veți vedea, ca și creștin, toate daurile noastre implică pe Dumnezeu. Toate. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește-ți juruința pe care ai făcut-o. Amin. Doamne, ceea ce știu este că slova ucide, numai Duhul de viață. Nu ne-ai chemat pe niciunul dintre noi să ne judecăm unii pe alții. Singurul care poți face ești Tu. Și de aceea pe Tine te chemăm în inimile noastre să iei aceste adevăruri și, în primul rând, Duhul Tău cel Sfânt să ne așeze în fața propriei noastre conștiințe, să ne arate ce fel de dauri am spus Domnului Iisus Hristos și unul celuilalt. Amin.